Dacă nu ai fost invitat la ziua Izabelei, nu existi. Și totuși, cine este Izabela? Ne-am documentat puțin și răspunsul nu a întârziat să apară. E o nebunie ce s-a întâmplat zilele acestea dintr-o banală greșeală a unei fetițe de 11 ani. Și cum o prostie nu e una mare dacă nu o faci împreună cu cea mai bună prietenă, Izabela, susținută de Sara, și-a anunțat pe Facebook petrecerea de ziua ei, care urmează să aibă loc pe 14 martie 2015, petrecere la care a reușit să invite peste 200.000 de oameni în doar 24 de ore. Lumea s-a amuzat copios, iar peste 70.000 de persoane au confirmat că vor merge la petrecere, iar de aici a pornit o întreagă nebunie. Bineînțeles că nici botoșănenii nu au ezitat să dea curs invitației, anunțându-se în jur de câteva mii de oameni. Concluzia: internetul nu este pentru oricine. Aveți în continuare câteva dintre imaginile virale în acest moment care circulă pe internet.